Da, din toatele, toate datele pe care le are Poliția Municipală date obținute prin constatările directe, precum și din uh, informările făcute inclusiv de primăria municipiului Reghin, care a luat pulsul în această zonă, pot să vă spun că, într-adevăr, neliniștea și îngrijorarea cetățenilor din Apalina, vis-a-vis -vis de ultimele evenimente, este o neliniște îndreptățită oarecum, prin prisma a tot ceea ce s-a întâmplat în acel loc și în această perioadă. Când spun această perioadă, mă refer sfârșitul lunii august, sfârșitul lunii noiembrie. Pot să vă spun că au avut loc mai multe furturi din locuințe, pot să vă spun că au fost comise mai multe infracțiuni de tâlhărie în acea zonă. Probabil numărul crescut de infracțiuni din acest loc și din acest interval de timp se datorează și faptului că Poliția Municipală Reghin și inclusiv Jandarmeria a fost cuprinsă în alte activități prioritare. Și aici mă refer în primul rând la campania electorală și la cele două tururi de scrutin când întreaga suflare polițienească și din jandarmerie a fost cuprinsă non-stop în activități specifice. Dar să revenim la ceea ce interesează cel mai mult populația din zonă. În perioada de referință, în urma, în urma faptelor comise, am desfășurat activități specifice cu mai multe forțe polițienești pentru identificarea autorilor. Pot să vă spun, la această oră, oră amânată în mai multe rânduri, întrucât nu erau cristalizate datele în dosarele penale, <coughs> Că vorbim de șapte dosare penale. Șapte dosare penale în care uh, se fac cercetări su, uh, privind 10 infracțiuni. Din cele 10 infracțiuni, vorbim de 5 infracțiuni de tâlhărie, 3 infracțiuni de furt calificat, o infracțiune de amenințare și o infracțiune de distrugere. <coughs> Au fost identificați autorii. Vorbim de trei, Persoane. O persoană este sub 14 ani, nu răspunde penal. O persoană este cu vârsta între 14 și 18 ani și va răspunde penal în măsura în care o expertiză psihiatrică va concluziona că a acționat cu discernământ în comiterea infracțiunilor. Iar o a treia persoană este peste 18 ani și răspunde penal la acest moment toți trei sunt în stare de libertate, probabil, probabil că în urma uh, unor alte activități care urmează imediat să se poată lua și o măsură privativă de libertate față de persoana care este majoră. Sau recuperat uh, parțial prejudiciile cauzate iar ca să vă spun mai explicit ce s-a întâmplat, dintr-o locuință din cartierul Apalina s-au sustras bijuterii și o sumă de bani în valoare de circa 6.000 de lei. A fost identificat autorul. Pe strada Mihai Viteazu, Regin Breaza, o persoană a fost deposedată prin violență de către un tânăr care se afla într-un grup cu o căruță, prin violență, a fost deposedat de o bicicletă și un telefon. Bunurile au fost recuperate. De asemenea, o persoană în vârstă, pe timp de zi, pe strada Mihai Viteazu, a fost îmbrâncită, pusă la pământ și buzunărită, vorbind de o infracțiune de tâlhărie, s-a sustras portofelul și documentele de identitate. De asemenea, o infracțiune de tâlhărie în cartierul Apalina s-au sustras 50 de lei, au fost identificați autorii. O altă infracțiune de tâlhărie, și aici vorbim de acea zi critică, acea zi critică, când în 24 de ore, fie pe timp de zi, fie pe timp de noapte, au fost comise două infracțiuni de tâlhărie, o infracțiune de furt calificat, o infracțiune de distrugere și o infracțiune de amenințare. <coughs> Deci încredințez cetățenii că suntem alături și desfășurăm activități uh, operative, uh, activități de descurajare și activități de combatere. Uh, toate, toată activitatea care o desfășoară Poliția Municipiului Reghin se desfășoară în conformitate cu legea. Ca atare nu pot arde etape să sar. Legalitatea guvernează și activitatea poliției. Cert este că în ultimele zile nu a mai avut uh, probleme deosebite în zonă. Toată activitatea asta infracțională a culminat în acea zi de 24 spre 25 uh, noiembrie. În urma <coughs> întâlnirii instituțiilor chemate să asigure ordinea și siguranța cetățeanului, am luat hotărârea la nivel de, în grupul de lucru, în ședințele de lucru periodice care se țin la primărie, în zona Apalinei sau în cartierul Apalina, vor acționa pe schimbul 2, două patrule, o patrulă mixtă, poliție, Jandarmerie și un echipaj de jandarmerie în același loc, în intervalul 16-24. Pe schimbul 3, este permanent o patrulă mixtă în Apalina. Ca atare, acordăm atenție deosebit acelei zone, iar comasarea acestor patrule și suplimentarea lor în zonă, vă rog să mă credeți că mă lasă descoperit în alte zone. Dar, având în vedere aceste, acest punct fierbinte, această uh, multitudine de fapte penale de gravitate deosebită, am hotărât ca cel puțin uh, 30 de zile să acționăm cu forțe sporite și permanente în acea zonă. O singură rugăminte aș avea către cetățeni, totuși, totuși, să sune mai repede, la poliție. Uh, am tot respectul față de cetățenii din zonă și mă doare și pe mine când cetățenii oarecum neajutorați, datorită faptului că ei locuiesc singuri în locuință, vârstă înaintată, cad pradă hoților din acea zonă. Sper, sper prin acțiunea care am desfășurat-o, prin toate activitățile desfășurate și prin ceea ce am reușit să facem, să descurajăm, să descurajăm cel puțin pe moment, pentru că experiența îmi spune că e doar e o perioadă de liniște, după care apar alții și alții și alții.